Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Astăzi vreau să vorbim despre 5 parfumuri de designer sau top 5 parfumuri de designer, deși eu nu o să le pun în nicio ordine pentru că toate îmi plac la fel de mult și mi se par toate bune și foarte, foarte frumoase. Deci, top 5 parfumuri de designer, cred eu că ia naștere o nouă serie pe acest canal cu top 5 și chiar vă rog să-mi trimiteți idei dacă aveți și dacă vreți. Am vrut eu să mai fac la un moment dat o serie cu ce parfum aș purta dacă, dar mi s-a părut așa că nu sună prea bine. Am încercat să fac un clip, de fapt l-am și filmat, dar nu l-am postat pentru că nu prea mi-a plăcut și dacă nu-mi place mie, chiar dacă este un clip ok, mai bine nu. Așa că o să includ niște idei pe care le-am primit acolo în această serie cu top 5. Și dacă mai vreți să-mi trimiteți idei și dacă mai aveți, vă aștept cu mare drag în comentarii. Ei bine, ideea acestui clip a plecat de la un parfum, de fapt de la două parfumuri pe care le-am purtat în ultimul timp și m-am minunat de fiecare dată, de câte ori le-am purtat și am zis, doamne, ce parfumuri frumoase și cât de bine mi se potrivesc, sunt... aș putea să spun că sunt 5 parfumuri care sunt eu în ghilimele, în această perioadă, în prezent, și mi se potrivesc foarte bine, sunt foarte bune ele, sunt persistente, sunt intense, se potrivesc foarte bine cu ce caut eu în prezent și cu ce preferințe am. Acum știți voi că preferințele se schimbă, am început eu acum să caut și parfumuri ceva mai florale și mai proaspete, ceea ce nu făceam înainte. În fine, aceste 5 parfumuri în prezent sunt preferatele mele și unele dintre cele mai bune parfumuri de designer din punctul meu de vedere. Începem cu parfumurile și cel de la care a plecat ideea acestui clip este Valentino Donna Borni Roma Intense. Fetelor, când scrie intens acolo în denumire, păi așa este, așa este, este un parfum intoxicant în sensul bun și intens și foarte dens și frumos. Este spicy, cald, un parfum sexy, mi se pare foarte potrivit seara. Avem aici și multă vanilie, avem ambră, avem vanilie de bourbon chiar, o vanilie ceva mai gurmandă, dacă nu mă știu. Este un parfum vanilat, ambrat, spicy, cald și foarte, foarte frumos, vi-l super, super recomand. Măcar testați-l dacă nu l-ați testat până acum și v-am zis, este persistent, este intens, proiectează, e minunat din toate punctele de vedere. Și sticla este foarte frumoasă, chiar foarte frumoasă. V-am mai spus eu la un moment dat că La Belle mi se pare cel mai frumos parfum de designer și îmi mențin această părere, doar că nu pot să aleg doar unul și atunci am ales 5. Ok, 5, unele dintre cele mai bune parfumuri de designer pentru mine și acest La Belle de la Jean Pogotier este minunat, îl iubesc de nu mai pot. Iubesc siropoșenia din el și dulceața aceea care e un parfum care m-a cucerit, este vanilat, este fructat, este siropos, dar nu atât de siropos ca și La Belle Parfum. Avem pară, avem note florale, pielea asta cred că îi dă, nu știu, îi oferă așa profunzime pentru că nu pot să zic că o simt, vanilie, vetiver, mosc și ambră. Îmi place mult de tot, eu simt și un iz de vată de zahăr acolo, o vată de zahăr roz. E frumos, cred că cunoașteți La Belle, pentru unii poate să fie prea puternic, prea siropos, enervant, dar eu îl iubesc. Un alt parfum pe care l-am purtat zilele astea și îmi place, încât am ajuns la concluzia că este vanilia mea preferată de zi cu zi, și că trebuie neapărat să-mi iau o sticlă din aceea de reîncărcat, pentru că încep să-l folosesc așa cu măsură, să nu cumva să rămân fără el și vreau neapărat un backup ceva. Este vorba despre Burberry Goddess. Mie mi se pare
cea mai bună vanilie de zi cu zi și consider că echilibru este cuvântul care definește acest parfum. Este un parfum cu mai multe tipuri de vanilie, cu cacao, cu ghimbir, cu lavandă. Este și proaspăt, deci nu este un dulce intoxicant. Mi se pare destul de echilibrat, pentru că v-am spus că cuvântul acesta echilibru îi se potrivește de minune. Pentru persoanele care iubesc parfumurile dulci, vanilate, consider eu că acesta este foarte potrivit. Acum, sunt persoane care spun că este un parfum banal. Eu una nu pot să spun asta, ci pot să spun că este unul dintre cele mai frumoase parfumuri de designer. Acum, desigur, vorbim aici despre preferințele mele și topul meu. Pot să zic ce vreau eu, nu? Da, pot să zic ce vreau eu. Haideți să trecem și la lucruri mai serioase și nu atât de siropoase ca cele mai devreme. Desigur, ați văzut că topul acesta este în funcție de preferințele mele și că în acest top 5 au intrat cele mai multe parfumuri dulci. Asta este. Astea sunt preferințele mele momentan. Dar avem și un floral. Un floral elegant, un parfum mai serios, mai sofisticat așa, și este vorba despre L'Instant de la Guerlain, este apa de toaletă. Eu am aici prima variantă, dar se găsește în magazine L'Instant în sticla aceea nouă și zic eu că sunt bune pentru că am și insolans și nu mi se pare că a fost făcut praf, adică mi se pare un parfum bun, chiar și cel actual. Dar acesta m-a cucerit pentru că are o aromă florală diferită. Pe mine m-a cucerit Angelic Noir de la Guerlain și mi se pare că regăsesc ceva aici. Nu știu ce, dar regăsesc o parte din Angelic Noir în acest L'Instant. Și este atât de frumos, atât de elegant. Eu simt și o vanilie acolo, deci este cumva o parte florală, dar caldă, îmbrăcată într-o vanilie. Avem ambră, este un parfum cald, este elegant, este foarte, foarte frumos. Și ultimul parfum, vreau să trecem și la lucruri ceva mai gurmande de această dată, pentru că, de ce nu, nu puteam să pun și eu un parfum citric în topul ăsta? Ei bine, nu puteam. Și la câte parfumuri am, cred că foarte mult contează top 30, top 40, în care cu siguranță aș pune și parfumuri citrice și florale, proaspete și așa mai departe. Dar nu s-a putut, așa că într-un top 5 nu pot să pun decât parfumurile care sunt 100% pentru mine. Ok, și parfumul este Dolce & Gabbana Devotion. Devotion l-am descoperit eu când deja nu mai era cazul de parfumuri atât de dulci. Și atunci m-am gândit că o să-mi iau sticla full size, nu știu, la toamnă, de exemplu, dar cu siguranță sticla aceea va ajunge la mine, pentru că ador parfumul acesta și nu vreau 30 de mililitri, vreau 50-100, pentru că, din nou, este un parfum prăjituros și frumos. L-am pus pe mână pentru că, să știți că nu l-am purtat în ultima perioadă, na. Nu este perioada lui în primul rând. Este un parfum prăjituros, vanilat, dulce, cu lămâie confiată și vanilie. Avem așa, panna cotta, floare de portocal, vanilie. Ce mai avem? Lămâie confiată. Și cât de bine se simte. Se simte o prăjitură vanilată, însiropată, cu acea lămâie confiată, sau aș putea să spun că simt un chec în care s-a pus lămâie, esențe de vanilie, de lămâie, lămâie confiată. Miroase așa ca un chec sau ca un blat de tort însiropat cu tot felul de arome, mai ales cu esențe de lămâie, cu în care s-a pus și niște coajă de lămâie, de ce? Este o prăjiturică Devotion și sticla originală, sau nu originală, sticla full size este
ceva ce trebuie să intre în colecția mea. De când s-a lansat parfumul acela și am văzut sticla, am zis nici nu-mi pasă cum miroase parfumul ăsta. Cu siguranță o să fie în colecția mea. Dar, din fericire, este și un parfum bun și cred eu că se duce în zona aia de lira. Eu am testat lira o singură dată. Doamne, ce prăjiturică bună! Am testat o singură dată lira și nu mi-amintesc prea bine, dar, na, tot în acea zonă se duce. Da, cam acestea sunt parfumurile. Acesta este topul meu cu parfumuri de designer. Și vă rog mult să-mi spuneți și voi în comentarii ce... Hai, spuneți-mi și voi un top 5. Că sunt curioasă ce top aveți voi când vine vorba despre parfumurile de designer și dați-mi și idei dacă vreți. Dacă nu, lăsați-mi inimioare, floricele, emoticoane, ce vreți voi, să știu că sunteți acolo și că mă susțineți și că v-a plăcut acest clip. Puteți să lăsați și un like, să împărtășiți și cu prietenii voștri și dacă doriți să susțineți acest canal, puteți să vă alăturați, aveți un link în descriere cu butonul de alătură-te. L-am transformat eu un link pentru că nu mergea, dar cred că acum este și butonul de alătură-te sau de join. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!